Vreau să te întreb ceva. Andrei Vochin a venit cu o propunere foarte interesantă, dar repet, foarte interesantă. Și zice Andrei Vochin, dom'le, eu aș face ca la nemți, zice. Nu știu dacă știți, eu nu știam. La nemți știi că există o lege în fotbalul german, ca echipele, cum a fost Borussia Dortmund cu Mainz, da? Mainz-ul să încurce Borussia Dortmund și că primește bani oficial. Bani care se duc la stat cu impozit, se dă prima, anunță prima Bayern München, i-am dat 100.000 lui Mainz ca să-i încurce pe aia. Și că e lege. Și a zis Vochin, eu am văzut altceva. Fii atent, scuză-mă, doar atât vreau să zic. Și zice Vochin, domne, eu aș propune ca reprezentant al federației zice, să găsim cadru legal pentru asta, se duc banii la buget, sumele să fie impozitabile, să fie transparență și care e problema? Domne, eu am văzut altceva la televizor aseară. La alegerea lui Erdogan. Așa. Împărțea bani? Da. Din mână? Am văzut, dacă te 10 euro sau ceva. Domne, încă o dată spun. Păi dacă face la noi acum, și pe Iohannis îl arestează, dacă ar face asta. Tu îți dai seama? Iar la noi sunt, că mă leg de într-una într-alta, la noi, mă uitam, toate ziarele de astăzi scriu că a fugit cumnatul lui Joana. Păi băi, fraților, numai noi am rămas, România am rămas în urma Europei. Numai noi mai băgăm oameni pentru abuz în serviciu, dăm câte 10 ani de pușcărie. Fii atent aici. În loc să le luăm banii și să lăsăm oamenii să muncească, îl bași pe Copos la pușcărie și pe Ioan Nicolae, pe ăștia care le nenorocești societățile și statul n-a câștigat nimic. Păi asta este politică veche după timpul lui Ceașcă, înțeles, sau eu știu, a rușilor sau asta, nu se poate. Noi în continuare facem niște greșeli, nu numai la fotbal. În societate, te referi. În societate, Dumnezeule, facem niște greșeli, Horia, că mă spăimântă, nici nu știu în ce parte o vom lua. Noi ne vindem pământul, fiate, ne vindem bogățiile țării. Păi bine, bă, de ăsta, ungurul ăsta, care zice că e, cum îi zicea lui Ceaușescu? Dictator. Dictator, ungurul ăsta, că ăsta n-a vândut o palmă de pământ, a cumpărat jumate din Ardeal, fii atent aici, și îl înjurăm noi. Păi bine, bă, ăla este naționalist, ăla este om care ține cu neamul lui. Am văzut astăzi pe rețelele de socializare, e în Texas și a luat cuvântul în Texas. Băi, dacă ai vezi discursul lui din Texas... Al Victor Orban? Al Victor Orban. Nu e întâmplător. Uite ce a făcut Victor Orban pentru sport. Da. Și aici am vrut să ajung, înțelegi? Da. Băi, fratele, a făcut din sport că, uite, acum, dacă jucăm cu Ungaria, ne dă 3-4. Vezi? A făcut baze sportive. A făcut centre de copii și juniori. A ajutat maghiarimea din jurul Ungariei. Fii atent aici. Noi am gonit 5 milioane jumate de oameni din România. E posibil așa ceva? Hai să ne întoarcem la sport, că o iau raza. Că eu sunt mai bun politician decât om de fotbal. Bun, ce părere ai? Fi de acord să fie primele la vedere și să fie impozitate? Nu. De ce? Nu, să nu se facă nimic. Da? Nu. Să nu intre banii în sport, cum ar veni? Nu, domnule, să intre banii în sport. Dar nu așa. Eu aș fi de acord altfel. Guvernul. Da. Să aloce. Nu numai pentru fotbal, că nu e drept. Pentru toate sporturile, de exemplu, 100 de milioane ar ajunge. Ascultați-mă ce vă spun. 100 de milioane ar ajunge pentru toate sporturile. Uh-huh. Fii atent. Și să dea așa. Dom'le, echipele de prima ligă, câte 3 milioane? Da. Ce ar fi, mă, fratele meu? Ar fi 16 ori 3. Da. Înțelegi? În jur de 50 de milioane. Dai 1 milion la Liga 2. Dai 1 milion la Liga 2, dai și la Liga 3. Dai un 300 de milioane. Și sporturi, și la centrele de copii și juniori. Nu, acolo trebuie să dai. Dai încă o dată. Și obligi toate echipele, divizia C, divizia B, divizia A, să aibă echipe de juniori cu antrenori calificați, cu terenuri, cu tot. Și fii atent aici, România are copii talentați, mă, în toate, nu numai în sport, mă, în toate, mă.
i-am spart pe toți, am mărit PIB-urile țărilor unde au plecat românii noștri. Mă, dar nu, mă, nu e unul care să aibă ouă puternice și să iubească sportul. Nu, actualii politici, nu iubesc sportul. Bă, să iubesc sportul. Băi, că nu dacă e unul care spune treaba asta care am spus-o eu și nu va fi președintele țării să fie împușcat pentru că